Bine ați revenit! Presupuneți că lucrați într-un laborator de studii agricole, agronomice și aveți două recipiente de plastic care conțin câte o buruiană, una singură, amândouă buruienile fiind din aceeași specie. Și primiți un colet cu 9 flacoane pline cu lichide, dar cei care au expediat coletul au uitat să eticheteze flacoanele. Le dați un telefon, dar nu reușiți să aflați decât două lucruri. Primul, în unul dintre flacoane se găsește un erbicid care omoară buruienile pe care le aveți, dar efectul este vizibil doar după 24 de ore. Și a doua informație, în celelalte 8 flacoane se găsesc soluții care n-au absolut niciun efect asupra buruienilor pe care le aveți. Și acum întrebarea, cum puteți afla în două zile, având aceste informații și doar două exemplare de buruieni, care este flaconul cu herbicid? Această întrebare poate fi foarte bine dată ca exemplu de situație în care ai nevoie de așa numită gândire laterală. Când încerci să găsești răspunsul, îți dai seama destul de repede că trebuie să faci niște combinații, niște amestecuri, mai ales că știi că 8 din cele 9 flacoane n-au niciun efect asupra buruienilor, așa că poți să le administrezi conținutul flacoanelor fără grijă. Și atunci încerci tot felul de amestecuri, de combinații. De pildă, dacă numerotăm flacoanele, primei buruieni, un amestec din primele 3 flacoane, să-i spunem 1, 2, 3, și celei de-a doua buruieni, amestecul 4, 5, 6. Și încerci tot felul de astfel de combinații, câte 2, câte 3, câte 4, chiar combinații asimetrice, de pildă 1, 2 primei buruieni și 3, 4, 5 celei de-a doua, sau 1, 2, 3, 4 primei buruieni și 5 și 6 celei de-a doua și așa mai departe. Așa am făcut eu. Dar după câtva timp îți dai seama că oricum combini în acest fel lichidele din flacoane, două buruie și două zile nu sunt suficiente. Oricum faci, rămân cel puțin două flacoane în care ar putea fi erbicidul. Și ajuns aici, ești tentat să spui, problema n-are soluție. Și lucrurile rămân așa dacă nu-ți trece prin cap o idee care pare absurdă la prima vedere, și anume că poate ambele amestecuri pe care le administrezi ar trebui să conțină lichid dintr-un anumit flacon. Ideea pare absurdă deoarece aparent irosești șansa de a testa un flacon. De pildă, poți administra în prima zi amestecul 1, 2, 3 primei buruieni și 3, 4, 5 celei de-a doua. Și pare o prostie deoarece în loc să testezi 6 flacoane, testezi doar 5. Și totuși, aceasta este calea de rezolvare a problemei. Să vedem. Să dăm buruienilor nume. Buruiana A și, nu o să vă vină să credeți, buruiana B. Deci în prima zi, 1, 2, 3 buruienii A și 3, 4, 5 buruienii B. Dacă ești incredibil de norocos sau buruienile sunt teribil de ghinioniste, în 24 de ore mor amândouă. Și atunci flaconul cu herbicid este evident 3 și ai terminat. Dacă moare doar buruiana A, flaconul cu herbicid este 1 sau 2. Dar asta nu este o problemă, deoarece mai ai o buruiană în viață. Așa că în ziua a doua administrezi buruienii B, să zicem, lichid din flaconul 1. Dacă moare herbicidul, este în flaconul 1, dacă nu, este în flaconul 2. Dacă inițial moare doar buruiana B, herbicidul este în flaconul 4 sau 5 și mai departe procedeul este același cu cel pe care tocmai l-am spus. Dar dacă nu moare niciuna, ai rămas cu 4 flacoane suspecte, 6, 7, 8 și 9 și mai ai o singură zi la dispoziție. Dar în acest caz mai ai 2 buruieni, așa că te salvează aceeași metodă. Administrezi următoarele amestecuri. Buruienii A 6-7 și buruienii B 7-8. Dacă mor amândouă, erbicidul este în flaconul 7, dacă moare doar A, este în flaconul 6, dacă moare doar B, în flaconul 8.
Iar dacă buruienile sunt nemaipomenit de norocoase și nu are niciuna, herbicidul este în flaconul 9. Problema este rezolvată. Întrebarea mai veche la care m-am referit, care v-ar fi putut ajuta, este întrebarea cântărire 3, în care trebuia să identificăm o bilă diferită la greutate de celelalte, dintr-un număr cât mai mic de cântăriri, cu o balanță. Și acolo, într-o anumită situație, trebuia să combinăm bilele într-un mod asemănător cu flacoanele din această întrebare. Dacă n-ați văzut întrebarea cântărire 3, vă recomand, găsiți linkul în descriere, este o întrebare interesantă. Întrebarea de azi este ultima pe care vă pun în acest an. Voi publica următoarea întrebare abia peste 2 săptămâni, în 6 ianuarie, deoarece cred că merităm și voi și eu un pic de vacanță. Și pentru că suntem în preajma Crăciunului și Anului Nou, adică într-o perioadă deosebită a anului, m-am gândit să vă pun și o întrebare mai deosebită dintr-un cu totul alt domeniu decât cel al științei sau matematicii sau fizicii, dar care are legătură cu logica, altfel n-ar avea ce să caute aici. Dacă vă va plăcea, voi mai pune din când în când astfel de întrebări, dacă nu, nu, cum doriți, numărul de like-uri va decide. Întrebarea este legată de limba română. Limba română este atât de maltratată, abuzată și stâlcită în ultimul timp, încât m-am gândit că n-ar strica să pun și întrebări legate de ceea ce eu numesc logica limbajului. Este vorba despre greșeli care apar nu pentru că cei care le fac nu respectă regulile limbii române, nu voi vorbi despre astfel de greșeli, deoarece nu sunt specialist în domeniu, ci despre greșeli care apar din cauza lipsei logicii, din cauza încălcării unor reguli și relații de logică. Ca să fie clar ceea ce vreau să spun, voi împărți greșelile de exprimare în două categorii, pe care le voi numi greșeli lingvistice, respectiv greșeli de logică a exprimării. În prima categorie intră acele greșeli care țin de gramatică, de stil, de vocabular, de pronunție, de topică și așa mai departe. Îi las pe profesorii de română să vorbească despre ele, sunt mult mai calificați decât mine să facă acest lucru. Spre deosebire de alții, eu încerc să nu-mi dau cu părerea despre lucruri la care nu mă pricep. Apropo, mi-ar plăcea să văd mai mulți profesori de limba română ocupându-se de asta prin materiale pe internet, pentru că, după părerea mea, ceea ce se întâmplă în ultimul timp cu limba română este de-a dreptul înspăimântător. Nu spun că nu există astfel de materiale. Unele dintre ele sunt chiar foarte bune, dacă părerea mea contează cât de cât în acest domeniu. Dar cred că ar fi bine să vedem mai multe. Aș merge până acolo, încât să susțin că e nevoie de o lege în acest domeniu, o lege care să interzică stâlcirea limbii române de către cei care lucrează în mass media, de către cei care formulează documente oficiale și dau legi și așa mai departe. Dacă vi se pare o pretenție excesivă, după câte știu, sunt țări care au făcut acest lucru. Înainte de a trece la întrebarea de azi, vă dau câteva exemple de greșeli foarte frecvente din categoria celor pe care le-am numit lingvistice. Multă lume nu știe să construiască acuzativul, spunând care în loc de pe care. Așa am ajuns să aud la televizor, are un cal care îl călărește în fiecare zi. Multă lume spune în loc de am mâncat, am servit. De pildă, am servit cina la restaurant. Dar dicționarul spune că atunci când e vorba despre mâncare, a servi înseamnă a prezenta cuiva o mâncare ca să ia din ea, a trata pe cineva cu ceva, a da mâncare. Așa că ospătarii servesc mâncarea, cei de la masă mănâncă. Când îți iei mâncare, te servești, nu servești. Avem apoi o groază de pleonasme, nici nu știu ce să aleg. Nu cu mult timp în urmă, tot la televizor, o domnișoară reporter ne-a anunțat că la cina de seară musafirii au mâncat și ne-a spus ce.
mă întreb ce au mâncat la cina de dimineață. Cât despre barbarisme, nu pot să spun decât că se înmulțesc ca ciupercile după ploaie. Și acum să trecem la categoria care ne interesează. Vă voi prezenta trei propoziții sau fraze pe care le-am auzit, nu exact în forma în care vi le voi spune, dar într-o formă apropiată și în care eu văd greșeli de logică. Deci, repet, nu este vorba despre greșeli care i-ar sări în ochii unui profesor de limba română, nu asta trebuie să căutați, ci greșeli de logică a exprimării. Ceva nu e logic în ceea ce se spune. Prima, în ultimul timp s-au scumpit mult prețurile la fructe. A doua, din păcate, este un om prea corupt pentru această funcție. Și a treia, am întârziat pentru că mi-am găsit telefonul în ultimul loc în care l-am căutat. Care credeți că sunt cele trei greșeli? Crăciun fericit!